De la vandalizare la artă este drumul pe care l-au parcurs cei de la compania de transport public din Iași, după ce i-au invitat pe artiștii de graffiti să personalizeze mai multe tramvaie publice. Încă două tramvaie artistice pot fi admirate de anul acesta la Iași în cadrul acestui spectaculos proiect. Un tramvai, o operă de artă. Grafitiul a ajuns să fie popular la Iași după ce artiștii locali au fost invitați să deseneze pe tramvaiele din oraș. În 2017, asociația Tram Club a venit cu propunerea să le ofere greferilor un spațiu legal pentru a se exprima. Iar de atunci, tramvaiele publice au devenit un mijloc de a transmite mesaje sociale prin artă. Aveam probleme cu mai multe acte de vandalism periodic, găseam vagoanele desenate în fel și chip, aș putea spune, fie cu cuvinte obscene, fie desene de neînțeles. Situație care ne aducea foarte multe prejudicii, atât materiale, dar și de imagine. A adus două avantaje certe. Acela de a schimba percepția publicului asupra tehnicii graffiti dintr-una cu rol destructiv într-una pozitivă pentru comunitate și, doi, scăderea gradului de vandalizare. Proiectul este unic la nivel național. Au mai fost tentative în București, în Timișoara, care s-au rezumat la unul, două tramvaie, fără a avea însă continuitate. Tramvaiele din spatele meu sunt câteva care în trecut erau vandalizate. Acum, cu ajutorul proiectului Graffiti pe tramvai, acestea au prins viață, sunt colorate, au diverse tematici, de la ecologie la diversitate culturală. Încă două tramvaie au fost transformate de artiști și au fost puse în circulație luna aceasta. Pe parcursul celor 6 ani, peste 10 artiști și-au exprimat creativitatea prin acest proiect. Mă bucur că s-a creat podul ăsta între noi artiștii din zona asta și compania de transport public pentru a practic a elimina riscurile la care se supun artiștii și în același timp de a avea un avantaj a unor lucrări mult mai de calitate. De această formă de artă se bucură și vatmanii și călătorii deopotrivă. E frumos, arată aspectuos, arată mai bine ca când îți verzi ele. Și lumea se uită la ele mai sochioasă. Este un lucru bun dacă el nu mai are efectul vandalizării. Mai ales dacă sunt și curate, spălate prin interior, din când în când, este o plăcere să te urci în tramvai. Proiectul Graffiti pe tramvai va continua și în acest an, cu mai multe proiecte artistice.